Suntem un punctaj foarte bun. Trebuie să prezentăm cât mai repede o serie de documente pentru a merge cu procedura mai departe. Printre documentele respective ne trebuie și certificat de atestare fiscală. Aici avem o problemă. Situația o cunoașteți, v-am mai prezentat-o și la ședințele anterioare și va trebui să luăm o decizie, pentru că este urgentă. O altă problemă este cu... Noi am avut pe axa 10 o documentație pentru cu propunerea a două școli pentru a fi modernizate. Nu s-a înscris nicio societate, nicio firmă. Așa că n-am putut să mergem cu procedura mai departe. Între timp, a apărut pe programul operațional regional cu BOR, axa 13, care este o axă foarte importantă pentru noi și v-aș propune să luăm bănuță de acolo și mergem să le punem pe axa 13. Aici aveți în spate la mapă adresele respective și propunerile care venim noi pe proiectul respectiv ce se poate fi modernizat și fi eligibil. Printre care undeva aveți la spate materialul, am subliniat noi. Și poate că noi ne-am dorit mai mult să modernizăm, dar am avut în vedere cam ce ne oferă ghidul și ce este eligibil. Și noi am subliniat următoarele. Realizarea, modernizarea, extinderii, dotări, unități școlare și grădinițe. Aici avem în vedere școala generală Petru Rareș, avem școala gimnazială Pârcovaci, avem în vedere grădinița de la Hârlău și grădinița de la Pârcovaci. După care, reabilitare, modernizare, biblioteca orașului Hârlău. Este eligibilă. Modernizarea bibliotecii este eligibilă și o propunem și pe asta. Mai avem construcții și dotare clădirii culturale recreativă, respectiv sală de spectacole. La fel o vă propune și punctul ăsta. Ca proiectul să primească un punctaj maxim, ar trebui să propune și construirii de bloc de locuințe sociale. Ne-am gândit și la o construcție de bloc, undeva spre strada Hartmann, Luca Arbori, în zona Obor. Avem un teren acolo și îl putem propune. Ne-am gândit și la modernizare și reabilitare drumuri. Și o să propunem strada Hartmann, Luca Arbori, propunem strada Nicolina, strada Munteni, strada Alexandru Răpușneanu, strada Petru Rareș și strada Mușachii și strada Dâmbului. Sigur, putem să mai facem propunere aici. Trebuie să ne încadrăm ca limită de buget maxim 5 milioane de euro. Și stadionul să le punem. Dezbeastră, noi am propus cele care se leagă undeva de locuințele sociale care vor fi construite și de instituțiile care vor fi modernizate. Aici trebuie să fie o legătură, știți, între ele. Să lege obiectivele între ele. Obiectivele. La ora actuală eu consider că orașul rău, cel mai rău drum este drumul pe strada cu intra stadion. Părerea mea este. Da, este părerea noastră. Mai sunt și altele, poate mai rău. O să luăm în calm, o să luăm în seamă și propunerea noastră, sigur că da. Da, este undeva să leagă pentru este grădinița și ar putea fi la fel o intrare pentru grădiniță. Da, sigur. Punctul numărul 1, pe care ne-a zis și singurul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Hârlău, ca în 2018, a programului de investiții, precum și aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Întrebarea mea, domnul primar, n-am auzit nici o stradă din Pârcovaci să o modernizăm. Din ce ați spus dumneavoastră acum? Am prins școala de la Pârcovaci, am pus grădinița de la Pârcovaci, am prins strada Dâmbului. Asta, să vedem ce ne permite ghidul de finanțare, pentru că ghidul acum este în consultare, el nu a ieșit spre... Când o să fie publicat, atunci o să vedem exact ce ne poate permite și o să prindem maximul de lucrări care pot fi cuprins în ghid și care vor fi eligibile. Nu știu, măcar un kilometru, eu știu, de stradă, în Pârcovaci, făcut ceva, în centru, nu știu, ceva. O să prindem și acolo. Prins. O să prindem. Dar nu-i bătut. Hai, bătut, e o discuție. E o discuție. Bani unii la Mărea României, nu? Nu. Fondul european. Fondul european. Fondul european. Cum mai ceva a spus? Deci e un lucru sigur. Deci nu-i sigur că le prindem. Nu, dar dacă nu depunem documentații, vom fi siguri că nu prindem. Dar dacă o să depunem, avem șansele. Dacă este programul operațional regional POR, da? Care se adresează orașelor mici până 100.000 de locuitori.
șansele sunt foarte mari, sumele sunt mari la fel. Deci trebuie să prindă, pentru că el este în consultare și când iese din consultare și începe să depună proiecte, trebuie să fie, să fim printre primii. Pentru că există o clauză acolo de eligibilitate în care primul servit, primul venit, primul servit. Adică aici se analizează proiectul respectiv sau care se dă un punctaj. Că și dosarul este bine făcut. Sigur că da. Sigur. Adică nu înseamnă că te-ai dus primul și ai și luat. Poți să nu-i dă. Păi nu, se verifică, domnul profesor. Că noi acolo nu-i. Da, dacă din colegii consilieri are cineva ceva de, eu știu, obiectat în legătură cu acest proiect de hotărâre. Ceva discuții care... Domnul Mancea, aici sunt spuse, nu știu, o grămadă de hârtii, unele au legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi, altele dacă nu am înțeles prea bine pentru ce sunt puse. Altă problemă, am înțeles că se renunță la un proiect de pe axa 10 legate de școli. Așa am înțeles. Da. Că nu știu ce firme nu s-au înscris. N-am înțeles. Este material la mapă, domnul profesor. Noi dar n-am avut timp să o citesc. Da. Păi atunci vă explicăm noi. Păi exact, pentru că așa... Nu s-au înscris din cauza că e suma prea mică? Nu. Ce firme? Ce firme trebuie să înscris? Firme de consultanță. Firme de consultanță. Pentru realizarea proiectului. Deci numai s-a pasat o sumă de bani, nu? Deci noi le-am urcat pe SIAP, da? Dar ca pe SIAP și nici o firmă nu vine să înscrie pentru a veni să așa întocmi documentația necesară. Bine, acum înainte de toate ar trebui domnul Grigoreanu, domnul contabil, să ne explicați un pic dumneavoastră. Cred că situația dumneavoastră sunteți în domeniul și știți. Da, mulțumesc. Toate hârtiile care s-au depus ca anexă la proiectul de hotărâre au legătură cu ceea ce se propune a se vota astăzi. Deci noi ca să facem, am propus această rectificare ca să rezolvăm o problemă care derivă din implementarea celor două proiecte pe COZRU, unde au fost imputate anumite sume și avem trei titluri de creanță, trei somații, în jur de 1.340.000, din care s-au recuperat până în prezent de la parteneri, deci sunt 9 parteneri pe un proiect și 7 parteneri pe alt proiect, aveți anexele cu fiecare proiect în parte, s-au recuperat până în prezent suma de 124.000 de lei, rămânând să achităm către Direcția Generală a Finanțelor Publice suma de 1.216.000 de lei. Deci, dacă reușim să achităm această sumă, vom lua acel certificat care ne dă voie să depunem alt proiect european sau cel care în prezent este prins, să zicem, în proporție de 90%, cel cu revitalizarea urbană a orașului Hârloc cu spații verzi, a trecut prin toate etapele. Acum suntem în faza de precontractare și avem un termen până la începutul lunii aprilie în care se depunem documentația completă în vederea încheierii contractului de finanțare. Soluția care am găsit-o ca să plătim acești bani, am luat din fondul de rezervă suma de 572.000 de lei. Deci în momentul în care am aprobat bugetul, am lăsat o sumă în fondul de rezervă, care am propus-o acum pentru a fi utilizată pentru plata titlului executorului. Am estimat că încasăm venituri de la parteneri, de la comune, suma de 558.000 de lei. Și e bine să fac precizarea că în momentul în care nu o să reușim să achităm să recuperăm această sumă, în luna iulie voi propune o rectificare prin care voi diminua bugetul local cu suma respectivă de la anumite obiective de investiții. Deci cei 558.000 de lei au propus să-i recuperăm 2-3 luni de zile. Sperăm să-i recuperăm. Dacă nu reușim, trebuie să găsim soluții să-i punem de undeva banii efectiv. Acum noi îi dăm din obiectivele care le-am propus a se finanța pe 2018. Și 90.000 de lei am propus din fondul de rezervă, suma care a fost propusă la rectificare, la aprobarea bugetului de la ziua orașului. În total, suma propusă pentru a plăti aceste titluri executorii este de 1.220.000 de lei. În momentul în care aprobăm acest proiect, plătesc banii, 1.220.000 de lei, avem certificatul pe zero, se depun proiectul europene, urmând ca noi deja am făcut anumite proceduri pentru recuperarea sumelor de la parteneri. Partenerul cu problemă este partenerul numărul
nouă, care am spus la alte ședințe de Consiliu, suma cea mai mare, în jur de 900.000 de lei, provine de la acest partener, unde chiar dacă este dat în instanță și zilele acestea avem și dosarul pregătit pentru plângere penală, din analiza documentației și a bunurilor de care deține această fundație, o să fie foarte greu să recuperăm sumele. Restul, avem promisiuni, chiar mâine avem o întâlnire cu primarii din celelalte localități, prin care să încercăm o modalitate de a primi bani înainte de a ataca în instanță, că aici oricum, la primărie e mai simplu, oricum avem câștig de cauză, ei au semnat un acord de parteneriat prin care s-au obligat să plătească acele cheltuieli neeligibile în caz de sunt probleme în implementarea proiectelor și dacă recuperăm suma de 528.000 de lei, este foarte bine. Dacă nu, trebuie să găsim în luna iulie de unde o să diminuăm bugetul ca să acoperim suma respectivă. La lista de investiții. La lista de investiții s-a propus, cum a spus și domnul primar, cele două proiecte care le-ați aprobat prin buget pe axa 10, să fie înlocuite cu un proiect care include, de fapt, tot ce a fost și în axa 10 pentru un proiect integrat, unde să construim și să reabilităm obiective social-culturale din orașul Hârlău. Și e bine să spuneți, domnul primar, că abia suntem la faza de construcție. Orice propunere a domnilor consilieri poate fi inclusă în proiect. Și totuși să ne încadrăm în 5 milioane de euro și să fim proprietari pe teren, fi clădit, iar în rest să aibă legătură, bineînțeles. Dar se poate face legătura în momentul în care ai reabilitat o școală. Normal că poți să spui că zona Eternitate, copiii de acolo vin la școală. Și atunci, oricum ar fi, se poate gândi proiectul încât să prindem aproape și unii străzi din Pârcovaci care fac legătura cu școala Pârcovaci. O să încercăm în limita bugetului să prindem și anumite străzi principale din Pârcovaci. Noi am avut o discuție cu proiectantul în care eu chiar am zis de anumite străzi din Pârcovaci care pot fi prins. Și tot ce aveți la material, aveți toate procesele verbale de imputații, de corecții financiare și acolo se poate vedea banii sunt imputați partenerilor și nu orașului Hârlău. Noi răspundem că noi suntem beneficiarul proiectului și urmând să recuperăm banii de la parteneri. Dar ele sunt titluri executori. În momentul actual, dacă nu le achităm, în luna martie spre final, sunt primesc o parte din ele devine executori și îmi blochează conturile în trezorerie. E ordonanța 22 care avem dreptul să facem anumite plăți, inclusiv pe salarii, pe cheltuieli de funcționare și investiții, dar e foarte greu să funcționez cu conturile blocate. Iar al doilea aspect, pentru orice sumă plătită cu întârziere, se vor calcula majorări. Majorările se vor calcula în momentul în care achităm sumele. Deci, în momentul în care aprobați, vom mai avea sume calculate majorări, dar alea o să găsim o soluție pentru următorul proiect, pentru că acum o să-l depunem pe acesta, dar în două luni de zile, de obicei, cam ne calculează majorări pentru sumele achitate. Asta înseamnă că în două luni de zile trebuie să mai găsim o soluție pentru majorările calculate pentru ce nu s-au achitat până în prezent. Deci orice sumă, orice zi întârziere, înseamnă majorări de întârziere. Bine, și acestea le vom recupera de la parteneri, în măsura procedurilor legale care deja suntem și le întreprindem. Dacă mai sunt întrebări? Nu e o întrebare, deci, cum să vă spun, deci, noi, deci, Hârlău, primăria Hârlău, ca și beneficiarii proiectului, deci nu au putut să controleze sumele astea? Deci chiar nu s-a putut? Deci trebuie să dăm 12 miliarde 600. Dar nu eu am înțeles, bine, ăștia las parteneri, dar beneficiarii primării. Și cine de primăria Hârlău singură, banii? Nu a putut controla nimeni banii ăștia? Noi am avut... De atâta timp? Chiar noi trebuie să dăm 12 miliarde 600 și nu avem niciun vinovat? În moment... Nu știu, întreb și eu, poate mă pricep eu. În moment... Mi se pare o sumă foarte mare. Vor fi acționați în judecată. Da, deja o parte a fost acționată, o parte vor fi, dar în momentul în care noi ne-am găsit partenerii, normal și cei de la OIR Pozdru ne răspundule, voi v-ați găsit parteneri. Trebuia să ne găsim niște parteneri credibili, care în momentul în care s-au asumat niște responsabilități, să le onoreze. Aici e un semn de întrebare, da?
cum s-au găsit partenerii, e un semn de întrebare care nu vă pot răspunde acum. Poate vă răspund cei de la programe prognoză care au fost atunci. Într-adevăr, pe toate proiectele astea au fost atât firmă de audit, expert, contabil plătit din banii proiectului, firmă de audit, pe 1, pe 5, 2, 4 am avut și firmă de consultanță. Cu toate acestea, o să îi chemăm în garanție, o să încercăm să vedem cum răspund și aceste firme care au semnat alături. Nu-i prea târziu? Nu-i târziu, că unul din procese verbale are 2 săptămâni, adică acum au fost constatate o parte din nereguli. Ce pot să vă zic? Ultimii bani au fost transferați, proiectele trebuia să se încheie, acum să spun și în apărare și să ne reproșăm anumite lucruri. Proiectele s-au încheiat în decembrie 2015. Banii au venit în decembrie, ultimii bani care s-au transferat la SES-uri și se poate vedea, s-au transferat exact în decembrie 2015. Proiectul trebuia încheiat exact în decembrie 2015. Ei după aia au venit cu raportări ulterioare, care nu au mai fost controlate în cadrul proiectului. S-au transferat banii la parteneri, partenerii le-au dat la SES-uri. SES-urile le aveau obligația să-i justifice în termen. Și după cum vedeți, în urma controlelor, nu i-au justificat cum trebuie. Și noi trebuie să plătim bani, nu? Corect. Pentru că noi ne-am angajat prin contractul de finanțare, fiind beneficiarul proiectului, noi răspundem și pentru parteneri. Ne-am ales partenerii, recuperăm prin procedurile legale care le vom face, unele sunt în curs deja. Din discuția avut mai înainte cu domnul primar, spuneau, deci orice primărie care are datorie în privința SES-urilor, deci după ce își votează bugetul, am înțeles, deci toți și-au votat bugetul în prezent, și ar trebui să ne restui sumele care trăiază, nu? Deci în prezent am încasat numai 124.000 de lei. De la ONG 900 de miliarde. De aia faceți diferența cât trebuie să dea primul. 900 de mii. Da. Marea problemă, și de asta o sublinez, este la partenerul numărul 9. La primării, să sperăm și în urma întâlnirii de mâine, să nu ajungem... O parte din ei au făcut scris, s-au angajat, dar nu toți. Aș mai complexa eu. Spre exemplu, înainte de a veni la Șineț, a fost un an de primarul la Optaș Măgura. Ne-a promis cel târziu în luna iulie în vada banii. De ce domnul primar în luna iulie și nu acum? Pentru că noi discutăm de luni de zile. Domnul primar, eu sunt nou, nu știu ce, eu fost cealaltă primar, dar nu contează, eu fost cealaltă primar. Undeva sunteți acum, nu contează. Nu se mai poți da vina pe cei din urmă. Ne-a promis pentru că o discuta și el cu avocat, s-o consulta la UIR, o avut întâlnit în luna iulie, la prima rectică, care vă promit că vă dau bani. Asta e discuția care am avut-o cu dumnealui acum 10 minute. Și după care am mai discutat. Spre exemplu, domnul primar de la Ciurea. Am discutat domnului. Săptămâna trecută, domnul primar, săptămâna viitoare, deci aveți cuvântul meu, prindeți bani în cont. E o sumă mare, 70.000 de lei. După care primarul de la Roneanu, la fel, am avut discuția cu dumnealui. Ne va da bani luna asta, jumătate din bani, jumătate din tranșă, cât de repede ne dă și suma cealaltă. Deci, cu toți avem discuții, ei înțeleg care e treaba, pe care nu înțeleg. Discutăm cu secretarii, discutăm cu juriștii de la primării respective, da? Nu mai târziu de când. Am discutat, Sorin, cu primarul de la... care undeva spunea că nu găsește el și nu e obligația Consiliului Local să dea bani. Și este, până la urmă la lămurit, este obligația lor. Ei au avut un contract scris, semnat, dar și este obligația lor, după care ei să meargă să-și ia banii la sesurile lor. Deci e obligația lui să bună. Pentru că ei au folosit niște bani, da? Au folosit niște bani și ei au fost găsiți de organele de control ca sume ineligibile. Da? Ei au avut drept la contestații, s-au făcut contestații, li s-a refuzat contestația, nu a fost aprobată la nimeni, acum sunt obligați să dea bani. Problema mare este celălalt, cu fundația respectivă, că la primărie o să le dea bani, nu avem încotro, o să le dăm în instanță, probabil, cei care nu înțeleg. Avem și cele două sesuri ale noastre, unul este LEMS Hârlău cu 64.425, și celălalt Art Patis, este societatea noastră înființată, cu 21.133. La Art Parties mai sunt probleme. Ei au în jur de 100 de mii de lei, 1 miliard vechi, datorii la finanțe din plata impozitelor și taxelor privind salariații la SES-ul respectiv. Noi suntem acționari acolo principal, majoritar, pardon.
Deci va veni și această... Da, administratorii SES-urile astea nu trebuiau să-și facă treaba. Ba da, dar i-ați chemat la rapoarte, am mai discutat cu ei, îi putem analiza împreună. Am trimis și audit, am trimis să avem și un reprezentant de la noi care ține legătura cu ei, dar deja au intrat în anumite probleme. Noi Hârlău suntem la cam aceeași situație cu celălalt de primărie. Da, pe partea, da, da. Deci nu i-au controlat nimeni, nu au avut nicio treabă. Deci, eu am controlat, mai... dar... În ce fel? Dacă... Noi nu vrem să ascundem nimic, l-am pus tot pe masă să citiți, spunem și realitatea celor, acelor două sesuri care le-am nivel la nivel de Hârlău. Știți foarte bine și la LEMS, o trecut prin Consiliu de vreo trei ori cu cine administrează, am numit un consilier, am mai numit invers și până acolo, și acolo e iar altă problemă și acolo e o sumă și de aici sunt 80.000 de lei. Dar aștia măcar sunt ale noștri. O să încercăm să tragem la răspundere inclusiv cei care au administrat societățile. Facem toate formele legale să răspundă cei vinovați. Dar noi trebuie să dăm banii astăzi. Săptămâna aceasta. Vreau dacă din colegii consilieri au nelămuriri legătură cu acest proiect. Domnul Mofrei, vă rog frumos. Domnilor colegi, suntem invitați astăzi la o ședință extraordinară. Cu un singur punct la ordinea de zi, un singur proiect de hotărâre, în care apar însă, în afară de problema rectificării bugetului, alte două probleme. Am mai rugat și rog în continuare a nu se mai aduce trei probleme în același proiect de hotărâre. Fiecare din aceste probleme trebuiau să facă obiectul unui proiect de hotărâre separat. Respectiv, trebuia să discutăm întâi despre această propunere de a iniția un proiect pentru axa 13. Dat fiind că am pierdut proiectul sau intenția de proiect care o aveam pentru axa 10. Am pierdut pe modul în care ne-am organizat și am întocmit noi documentații. Nu este vina celor de la proiecte, ne-au respins pe bună dreptate. Pentru axa 13, așa cum a precizat domnul primar, problemele care sunt propuse, 4, sunt de ordin general. Noi nu avem deocamdată nimic stabilit concret. Dorim să reabilităm, să modernizăm, să extindem școala gimnazială Petru Rareș Hârlău, școala gimnazială Pârcovaci, grădinița cu program prelungit și grădinița Pârcovaci. Mai avem și liceul tehnologic, mai avem și colegiul care și respectivele instituții au probleme. Ce anume vrem să facem pentru fiecare din aceste instituții, domnilor? Asta este întrebarea mea. Ne propunem niște sume pentru realizarea proiectelor, 130.000 de lei, nu? Dar pentru ce anume? Ce dorim să facem? Poate proiectul respectiv o să coste mai mult, poate o să coste mai puțin. Eu nu știu și sunt în Consiliul de Administrație al Școlii Generale, de la Școala Generală să fi plecat din Consiliul de Administrație vreo propunere pentru un asemenea proiect. Nu era normal ca instituția respectivă întâi să lanseze o solicitare? La fel și celelalte. Reabilitare, modernizare, Biblioteca Orășenească Hârlău. Sunt întru totul de acord, cu atât mai mult cât cunosc mult mai în amănunt situația de la bibliotecă. Clădirea trebuie reabilitată. 3. Construcție și dotare clădire cultural recreativă. Spunem dotare. Deocamdată nici nu avem și nici nu avem teren pe care să o facem. Dacă îmi spuneți unde doriți să faceți clădirea cultural recreativă, votez cu amândouă mâini. O facem pe amplasamentul vechiului cinema. Vechiul cinema. Nu s-a purtat nicio discuție, domnul primar, legat de acest aspect. Dacă este și alte propuneri, analizăm. Dacă mai rămâne teren acolo. Dacă mai rămâne teren acolo și dacă terenul o să permită realizarea unei săli polivalente sau cum doriți să o fie. Construire bloc de locuințe sociale. Mai avem un proiect
cu locuinții ANL, da, care a plecat săptămâna la ședința trecută. Nu vreau să mai intru în amănunte. Deci, cu această problemă este clar. Am pierdut o posibilitate de a merge cu proiect. Vine alta din urmă. Sper să dea Dumnezeu să avem pregătite o parte din date în momentul în care trebuie făcut proiectul să poată fi făcut în timp. Altfel, pierdem și axa 13. Tocmai de asta am venit în fața, în fața dumneavoastră, dar să venim cu rectificarea ca sumele respective de pe axa 10 și să mergem pe axa 13. Așa cum am precizat de la început. Deci, aș fi dorit să fi fost un proiect de hotărâre separat pentru acest lucru. Dar nu este necesar. Vizează lista de investiții care este anexă la hotărârea de buget. Automat se bine, doamnă secretar. Vreți să-mi spuneți ce ați vrut să spuneți cu hotărârea Consiliului Local, număr din, luând în considerare faptul că în lista de investiții aprobată de hotărârea Consiliului Local, Râlău, număr din, care hotărâre, din ce dată? Aveți doamna de la doamna Niță. Dumneavoastră ați completat? Ați fost puncte. La ce hotărâre de Consiliul Local? Că aș vrea să mă uit în ea, să văd de la ce faceți puncte. Legat de finanțarea pe axa 13, așa cum am precizat la început. Deci, ghidul este în consultare. Este bine ca în momentul în care el vine și se poate, vine și este aplicabil, noi să fim pregătiți. De asta am solicitat. Fice cadastrale cu tot ce trebuie, cu intabulări, cu degrevare. În ghidul este așa cum l-ați spus de la mapă. Nu mă luați cu teorie, pentru că eu văd în materialul pe care l-ați pus în mapele consilierilor, scrie foarte clar. O hotărâre de Consiliul Local, număr, la care din hotărârile date până în momentul de față de Consiliul Local faceți trimitere. Nu este trecută, nu este menționată data. Probabil doamna și secretarul s-a grăbit, o greșit. Nu e nota de fundamentare, nu e în proiect. E vorba de hotărârea cu bugetul. Să facem explicații că doamna a greșit. Doamna primar, ia știți bine. Deci e vorba de hotărârea 6 cu bugetul. E clar că e listă de investiții. Scrie mai departe capitolul 51, aprobat, punctele 3 și 4. Propuse spre finanțare, modernizare. E vorba de bugetul aprobat. Vreți să vreți să o absolut ridicați mâna. Domnul Ofrei, aveți n-am terminat. N-am terminat. Mai am. Asta este. Am citit materialele pe care le-ați anexat acestui proiect de hotărâre. O primă solicitare și vă rog frumos să o considerați ca propunere de amendament. Solicit ca articolul 3 al proiectului de hotărâre să fie modificat. În sensul că se aprobă repartizarea în anul 2018 a sumei de să fie scos în integralitate și să fie înlocuit cu următoarea formulare. Dar până la formulare vreau să-l întreb domnul contabil, suma pe care trebuie să o plătim la 31 martie este de 572.000 de lei sau de 1.354.000 de lei? Suma care trebuie să o plătim este de 1.216.231,82 de lei. Dacă ne uităm în proiectul de rectificare, la plata, la capitolul 51.02.56 Autorități Executive Programe din Fondul European Social Cheltuieli Eligibile, se va majora planul cu suma de 1.220.000 de lei. Fiind vorba de buget, merg pe înrotunjire. Deci ceea ce plătim în luna martie este suma de 1.220.000 de lei. Componența, și de asta am subliniat la început, tot ce aveți în spate are legătură cu proiectul de rectificare. Dacă nu iau banii din fondul de excedent, nu am cum să propun rectificarea. Al doilea lucru, lista de investiție se propune a se modifica în sensul, rămânând la aceeași valoare, dar nu mai folosim banii pe anexa 10, folosim pe anexa 13 pentru, și am scris, deci pentru respectiva axă, și pentru consultanță, studii, proiectare și expertize. Adică noi acum votăm oportunitatea și aveți în spate, conform legii finanțelor publice, nota de fundamentare unde eu propun un nou obiectiv sau la lista de investiții. Iar nota de fundamentare înseamnă că
că avem oportunitatea pe axa 13, unde, și bine să mai subliniem o dată, suntem la faza de început. Ghidul nu este nici măcar aprobat, este în dezbatere publică. Toate ideile dumneavoastră, însoțite de ideile executivului, să fie incluse în acest proiect. Și noi, după ce aprobați dumneavoastră, facem demersuri să vină un proiectant și un specialist care poate să mai împreună cu noi să ne mai întâlnim într-o ședință de consiliu în care împreună cu specialistul care va câștiga licitația să ne ghideze ca toate propunerile dumneavoastră să le prindem să fie eligibile pe acest proiect. Deci noi acum votăm oportunitatea a întocmi un proiect pe axa 13, unde ne-am gândit executivul la anumite obiective social-culturale, nu sunt limitative, deci pot fi îmbunătățite, dar nu, deocamdată nu a scris nimeni nimic. După ce aprobăm bugetul, facem o procedură de licitație, vine o firmă specializată să ne, de la A la Z, să facă proiectul și să țină cont de propunerile noastre. Mulțumesc că v-ați întors la axa 13, dar eu nu la acest aspect făceam referire. La articolul 3 aveți mențiunea că trebuie finanțate cheltuielile cu corecțiile financiare aferente proiectelor derulate de orașul Hârlău în anul 2015. Da. Toate această afirmație are în spate aceste materiale. Corect. Trimise de ANAF, de la programe, făcute de la referatul făcut de la programe și așa mai departe. Perfect. Suma care se adună la cele trei somații, pe cele două proiecte din care ni se trag aceste cheltuieli, este de 1.354.165 de lei. Da. Mai dumneavoastră, mă lăsați să termin. Corect. Dumneavoastră spuneți corecții bugetare pentru proiecte derulate de orașul Hârlău. Îmi permit să nu fiu de acord cu formularea corecții bugetare. Financiare. Corecții bugetare. Cu financiare. Financiare, pardon. Corecții financiare înseamnă cu totul altceva. Înseamnă că proiectele sunt în derulare și mai sunt necesari niște bani pentru derularea lor. Pe când situația în care ne aflăm este de cu totul altă natură. Doamna Curtă, vă rog frumos să mă lăsați să termin ce am de spus. Banii aceștia pe care trebuie să-i dăm, deci 13 miliarde de lei fei, sunt bani imputați. Cheltuieli neeligibile. Sunt cheltuieli neeligibile. E cu totul altceva decât corecție financiară. Vă rog frumos. Fapt pentru care propun ca articolul 3 din proiectul de hotărâre să aibă următoarea formulare. Se aprobă repartizarea în anul 2018 a sumei de 1.354.165 lei din bugetul local al orașului Hârlău pentru a finanța cheltuieli neeligibile. Nu știu dacă avem voie să finanțăm așa ceva. Domnul contabil ne poate spune, dar asta este formularea, pentru că în spatele acestor bani se ascund aceste somații și aceste procese verbale întocmite de ANAF. Deci, pentru a finanța cheltuielile neeligibile, identificate prin procesele verbale de constatare, de nereguli și de stabilire creanțe bugetare, după cum urmează. Sunt prea mulți bani ca să ne permitem să nu scriem exact despre ce este vorba. Și două puncte în continuare. Procesul verbal număr 2181 din 25.07.2017, emis de OIR Pozdru pentru proiectul Pozdru 173, toate datele le aveți în documente, cu titlu Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public, virgulă, suma de 233.016 lei pentru este. Așa. 2. Proces verbal număr 2245 din 31.07, emis de OIR Postru pentru proiectul
iarăși aveți titulatura și numele, suma de 751.528,16 lei. Și al treilea proces verbal, număr 3552 din 6.11.2017, emis de OIR Pozdru pentru proiectul, în care suma imputată este de 361.620 de lei. Aceasta doresc să fie formularea din proiectul de hotărâre. Vreau să atrag atenția în ședință că în procesele verbale întocmite de OIR sunt menționate foarte, foarte clar aspectele concrete pentru care se impută sume. Nu insist asupra celor care privesc achiziționarea unor utilaje cu sume mai mult, mai mari sau mai mici decât cele prevăzute în proiect. Dar sunt acolo niște cheltuieli pentru cazare, transport, catering, masă, restaurant și așa mai departe, unde nu știu cum le justificăm, pentru că în spatele lor nu sunt niciun fel de documente justificative. Inspectorilor nu li s-au prezentat asemenea documente. Iar noi suntem puși acum să plătim sumele respective ca să nu intrăm în balans. Eu știu că intrăm într-o situație grea, dar cei care au făcut documentațiile, care s-au ocupat de proiecte, care erau obligați să verifice la timp și să atragă atenția, trebuie să vină și să explice în Consiliul Local dacă vor să primească banii respectivi. Iertați-mă, dar noi avem un proiect, am avut un proiect Hârlău de 500 și ceva de mii de lei, iar acum dăm 1.300.000. Ce fel de afaceri facem noi cu banul public al Hârlăului? Nu vă gândiți că e banul de la impozite și taxe, nu e banul de la nu știu ce afacere de unde ies banii mai ușor. 1.300.000 de lei, nu știu dacă nu cumva e jumătate din suma care se încasează de la impozite. Avem drumuri de făcut, avem clădiri de terminat, avem ce n-avem de făcut în Hârlău. Iar noi dăm bani ca să acoperim prejudiciile create de anumite persoane. Nu mi se pare normal, domnule. Da, domnul Frei, vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă cineva mai are ceva de completat, domnul Bozne. Cam multe întrebări, dar m-aș sintetiza principalele. Cele trei somații sunt sosite de mai demult, eu personal n-am avut știință. Știam că sunt probleme, dar faptul că sunt venite somații, de exemplu, ultima era pe 15 februarie și noi am avut ședință pe 28. Îmi spărea normal să fie prezentată și în loc probabil altă structură și... N-am spus și atunci că mai venit pe somații. Nu, eu nu le-am văzut. A spus somații. S-a spus că sunt probleme. Doi. Se cumulează cele trei somații? Bineînțeles. Și dacă se cumulează, nu este 12 miliarde, este 13 miliarde și jumate aproape. Dar vă rog să fim atenți. Eu am spus de la început, am spus suma totală este de 1.000.000 și derulăm camera, 340.000. Până în momentul actual am achitat 124.736 de la parteneri, rămânând suma de plată 1.216.000. Am înțeles. Da. Asta am lămurit. Și probabil că erau mai mulți în situația de a nu fi recepționat exact situația. Și aveți o situație la material cu sumele încasate de la parteneri. Așa. Nu înțeleg de ce trebuie să plătim noi pentru tot județul. De ce suntem pentru tătuca întregului județ? Pentru tot adică spațiul. Și din alte județe, da? De ce Hârlău trebuie să plătească? Pentru că în momentul în care noi am depus acest proiect, noi am fost beneficiarul proiectului, ne-am căutat niște parteneri, așa erau condițiile ghidului de finanțare, care trebuiau să fie niște parteneri de încredere și în momentul în care erau probleme, imediat să-și achite obligațiile față de noi. Contractul de finanțare este încheiat cu orașul Hârlău, care răspunde din punct de vedere juridic și legal în fața
OIR și în fața celorlalte organe și noi urmând la rândul nostru să recuperăm sumele de la parteneri. Prin contractul de finanțare ne-a asumat că derulăm acest proiect fără probleme. În aceste condiții constat că nici un partener n-a fost serios. Toți au, deci toți au, au făcut cheltuieli neeligibile și totalul de 14, aproape 14 miliarde mi se pare foarte mare față de bugetul pe care ne-l permitem pe de o parte și față de beneficiile pe care le-au avut Hârlou, care eu zic nici 5% nu s-au reinvestit sau întors la, în orașul nostru. Sunt de acord cu dumneavoastră și eu încerc să găsesc soluții la o problemă creată și vă răspund la tot ce aveți și vedeți că... Încă un alt aspect, suma de 572.000 dacă o dăm acum din suma aceea mare, oricum nu este suficient. Sunt de acord cu amendamentul domnului Onofre, e bine să fie detaliat, că oricum sunt anex în spate la proiectul de hotărâri, dar numai să fie 572.000 din fondul de excedent, nu 1 milion și ceva, că restul are altă componență. Dar restul de unde vine? Restul vin din 90.000 de lei din fondul de rezervă la dispoziția autorităților, tot banii noștri, și 558.000 de lei din alte venituri. E o variantă care am găsit-o să pot face rectificare la momentul actual, să nu pierdem proiectul, urmând să încasăm acești bani. Sunt inclusă, dar în referată detaliată. Articolul 78, înseamnă. Păi nu, dar punct distinct, ele sunt corelate între ele, dar când luăm 500... Dar nu apare în hotărâri, de asta zic, nu trebuie să apară. Dar ce să apară în hotărâri? Apare rectificarea. Dar din este punct distinct. Din excedent folosesc numai 572.000. Plus 90.000 de lei, care sunt din altă parte, plus 500. Dar de unde 500, din altă parte în hotărâre? Dar apare în referatul de rectificare. Referatul e una și hotărârea e alta. Deci referatul nu are rol de hotărâre. Dar e parte componentă a hotărârii. Doamna poate să descrie și detalia, nu e o problemă, doamna secretar, dacă preia cuvânt cuvânt din referat. Dar dacă e anexă referatul la hotărâre, cine citește proiectul, citește și referatul. Că în final, rectificarea... Toate, să, toate trei sunt legate deci una de rectificarea numai pe suma asta sau mai... Da, în rectificare scrie... Uitați, nu poți să rectificare. Nu poți să, nu poți să faci rectificare dacă nu iau banii din excedent. Am înțeles asta. Nu. Noi acum rectificare facem, să cheltuim bani, numai să le plătim lor oalele sparte aiurea sau mai facem și ceva bun pentru orașul ăsta? Nu mai să plătim oalele sparte. Așa. Punctul de astăzi e numai pentru asta. Întrebarea cu care aș fi vrut să pornesc era că de fapt știam că orice rectificare se face din iulie încolo, văd că noi reușim să o facem în tocmai, mai aici, nu știu, două, dar... Tocmai e corect ce spuneți dumneavoastră și am găsit legal, eu nu vă propun niciun proiect care nu este în afara legii, deci rectificări pe parcursul anului se pot face cât ai venituri suplimentare, deci nu poți să redistribui dintre capitolele votate începând cu luna iulie și eu nu am propus nicio distribuire. Nu am luat bani de la un capitol și am dat în altă parte. Am luat din fondul de rezervă care pot să-l utilizez tot, în tot anul. Am luat 90.000 de lei, iar restul am avut o majorare de venituri care am propus-o. Na, e un artificiu am care înțeles, l-am găsit legal. Să fie legal. Da? Și în momentul în care nu vom încasa acești bani în luna iulie, voi fi nevoie să vin cu o rectificare în care să iau din nou un anumit obiectiv de investiții. Am înțeles, da. Mulțumesc și ultima întrebare. La articolul 2, suma de 12.672.800 lei, lista de investiții, aici nu prea e clar. Ba da. Bani pentru proiectare. Nu, am zis așa, modificarea în structura listei de investiții, da, da, rămânând la aceeași valoare. Adică ce ați aprobat? Valoarea rămâne aceeași, eu înțeleg, dar banii ăștia să 260... fie cheltuiți doar pentru proiectare și la documentații? Deci 260.000 de lei sunt prevăzuți pentru nou proiect, pentru consultanță, studii de fezabilitate, documentare, expertize, împărțiți, să zicem așa, undeva din cât am luat noi pursul de pe piață, 130.000 de lei pentru întocmirea cererii și 130.000 de lei pentru studii de fezabilitate, avize, expertize tehnice. Deci 260.000 de lei sunt propuse pentru întocmirea acestui proiect. Nu, tot, consultanță, proiectare. Așa, restul parte de contribuția primăriei. Nu. În momentul în care proiectul va fi eligibil, atunci vom veni cu 2%. Dar în momentul, după ce am aprobat acest proiect, după ce proiectantul, firma care câștigă, va întocmi un proiect care va fi aprobat de către Consiliul Local,
Ala va fi documentul final în care se aprobă valoarea proiectului, ce se va finanța. Da, întrebat, aici deci e numai nașterea, ideea. Da, din astea 12 miliarde, 2 miliarde și ceva jumate, merg pe proiectare, tot și da. Proiect, așa? Și 10 miliarde pe... Da, pe vechea listă de investiții care am aprobat-o la buget. Adică pe... Pe drum, pe covaci, nu, dar nu amestecăm. Lista de investiții ce am aprobat, pot să reiau, da. Tocmai, și aici am folosit un articol din legea finanțelor publice care nu permitea să iau de la un capitol la altul, dar spune că în cursul anului se poate redistribui de la un obiectiv de investiții la altul fără a schimba valoarea pe total până luna iulie. Ceea ce am făcut și eu. N-am schimbat nimic ca valoare, că doar eu cu acest proiect de hotărâre mă duc atât la finanțe cât și la prefectură, care ne verifică din punct de vedere legal și trebuie să dovedesc că nu am schimbat nimic în structură pe capitole. Cred că, v-am zis, și noi am căutat un artificiu să putem propune acest proiect de hotărâre. Da, vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar. Da, dacă îmi permiteți câteva precizări foarte scurte. Domnilor consilieri, dumneavoastră, problema care v-am expus-o astăzi aici, o cunoșteți o parte dumneavoastră, poate la fel de bine ca și noi, poate nu. Problema este ce putem face. Avem altă posibilitate de a depune proiecte și a de merge în continuare, nu avem altceva. Nu avem. De discutat este bine. Și fiecare dintre dumneavoastră a stricat problemele foarte corect și foarte fer. Dar la momentul respectiv, noi acum nu avem de ales. Pentru că oricum ar fi, banii tot ni se iau din cont, pentru că ne ajung la scadență. Dar ne blochează proiectul cu regiunea cu Nord-Estul, nu mai putem depune proiecte mai departe și banii tot va fi luați din cont. Într-adevăr, supărarea este mare și pentru noi, pentru sumele respective. Le puteam folosi la altceva, da? Nu este vina nici a mea, nici a lui domnul Vici, nici a dumneavoastră celor de aici, pentru că așa au fost proiectele fost din 2015, da? Noi ne îndreptăm pe cale juridică către toți partenerii ăștia să recuperăm banii, vă dați seama că nu e o treabă foarte simplă și foarte ușoară. Dar în momentul ăsta nu avem de ales. Pentru că nu credeți că noi am venit gata încă în fața mea să ne pregătim sau să vedem. Dom'le, avem alternative, putem face altceva, putem gândi altceva? Eu am gândit un artificii legale, să nu numesc, nu-i bine să folosesc termenul de artificii, toate soluțiile legale să putem propune acest proiect de hotărâre, pentru că acum am primit adresa 14-a de la ADR, prin care ne anunță să pregătim documentele în vederea recontractări. Și cu cât atunci până acum ne-am mișcat, nu au trecut decât două zile. Cu cât depunem respectivele documente mai repede, noi am vorbit și telefonic cu responsabila de proiect, cu atâta și domnilor pot să vină după aceea să facă revenirii, să venim cu alte documente, să facem, să completăm dosarul încât să fie eligibil să mergem mai departe cu el. Pentru că noi avem de plătit și o restanță la firma de consultare, da? Pentru că ei acum îi spun, domnilor, a spus finanțare. De acum e problema dumneavoastră dacă nu l-ai implementat și nu răspundeți. Nu țineți pasul cu regiunea Nord-Est, da? Și acolo trebuie să dăm diferența de bani. Și atunci riscăm foarte mult. Deci vă spun sincer, nu prea avem de ales. Aveți dreptate toți și eu sunt supărat. Dar putem face ceva în afară de discutăm, analizăm, e foarte bine. Noi deja facem plângeri penale, lucrăm. Deci credeți că nu este ușor și nu este simplu. Noi suntem conștienți de faza în care am ajuns, da? Și probabil nu va fi ușor. Dar asta este. Nu avem altă alternativă acum decât să dăm banii, să putem merge în continuare, să nu se blocheze conturile, că banii oricum vor fi luați din cont. Dar... Și dacă ați citit un proces verbal, chiar cei de la OIR s-au autosesizat. Ce vreau să vă spun? Eu aș vrea să spun că atunci când se vine cu proiecte de genul ăsta, care implică anumite responsabilități și din urmă și din prezent, cred că executivii vin cu o leacă de timorați mai mult și vin cu frică, așa să spun, în Consiliul Local. Consilierii vor să știe exact la ce se așteaptă după ce își dă votul. Și de asta cred că trebuia executivul să vină cu o listă exact, cu sumele care se pot recupera până la ce dată. Păi cine știe, dar măcar ai telefonul, ai vorbit, ai luat legătura cu primarul, pentru că eu presim că sumele astea nu vin din derularea proiectului, dintr-o apreciere slabă sau proastă sau incorrectă a celor care au făcut documentația și care au spus că voi la salarii
Noi te luam mai mult de... Și știu că foarte mulți se îngrămădeau la proiectele astea. Era 4.500 de lei salariu, 3.800 și toți veneau. Normal, un salariu destul de consistent. Atunci, nu știu dacă s-au luat după aia, s-au refăcut salariile și s-au diminuat. Și majoritatea au venit cu retrageri din proiect. Păi dacă ți-ai asumat răspunderea, acum răspund până la capăt, când au venit cu documentele la semnat, cei de la celălalt, partenerii noștri. Păi nu știam și trebuie să controlăm ghidul ăsta și toate documentele care veneau la proiect, spuneau clar, da? Erau îndoielnici, veneau și spuneau că, doamne, la salariu putem să luăm 4.900, după o lună, nu, că numai 1.900, după aia 6.000 și 690 lei. Deci, aici e problema, și nu numai noi, toți partenerii au fost derutați de schimbările de la o zi la de la unul la alta a proiectului. Proiectul era scris. Putem? Proiectul era scris. Era scris, dar... Pentru că așa s-o primit. Acum, de exemplu, de la societățile astea care sunt. Și ei legătura cu fiecare. Dacă îmi permiteți, am discutat personal. Atât telefonic și am ținut corespondența prin dosarul cu adresă. Deci cu adresa asta le avem toate. La fiecare avem dosarelul pregătit. Pentru că noi am discutat și telefonic, am discutat, am obținut de la o parte dintre ei înțelegere și au spus, domnul primar, vă dăm banii. Acum, anul trecut spuneau, la anul prindem un buget, vă dăm banii. Uitați că o parte dintre ei s-au ținut de cuvânt, ne-au dat banii. Vă merge direct la ei dacă nu se poate. Așa. Am făcut sesizare. Deci nu i-am lăsat. Altfel, dacă îi lăsăm așa și uităm și îi mai sunăm și 3 luni de zile, normal că nu se dea. Nu a fost uitat. E format și merge direct la ei. Și la cei cu valoare mai mari. Domnul Marce, vreți să luați cuvântul? Da. Domnul primar, eu vă înțeleg durerea noastră și mă bucur că vreți să faceți proiecte. Dar durerea asta e din 2015, care după cum s-a terminat cu aceste proiecte. Prin 2015 suntem în 2018. Niște oameni au luat salarii, așa cum s-a spus și a spus domnul Cernescu aici, și au luat salarii grase. Nu așa. Da, așa. Și mă întreb, aceia au fost întrebați și cum, prin ce adrese, cum să vedem exact ordinea cronologică a tuturor lucrurilor care s-au făcut din partea primăriei Târnău, ca să nu intrăm. Se știa că se va ajunge ziua asta de mult, într-adevăr, așa, așa, aveți dreptate când spuneți lucrurile acestea. Numai că nu întotdeauna se spun adevărurile până la capăt. Că dacă s-ar fi spus și s-ar fi știut toate lucrurile acestea. Nu, știu că unele lucruri spuneți că una este să se spună aici verbal la diverse sau nu știu unde și alta este să se vadă concret, concret, concret. Ăla se trezește el că va fi judecat, dat în judecată. Foarte bine că îl dăm în judecată pe cel cu 9 miliarde. Dar un proces de genul acesta poate derula se poate derula 3-4 ani de zile. Pe ce face primăria în 3-4 ani de zile? Stă și se uită pe drum. Nu. Trebuia, sunt persoane în primărie care trebuia să urmărească foarte aproape lucrurile acestea și să fie foarte activ în momentul în care vedeau că ceva nu este în regulă. Nu s-au întâmplat lucrurile acestea. Cine sunt persoane? Deci nu s-au derulat lucrurile așa cum trebuie, în așa fel încât să stăm acum să ne dăm cu capul de pereți ce facem, cum facem. Unele lucruri se puteau rezolva mult mai devreme, nu acum când au trecut 2 ani jumătate, 3 sau câți ani sunt. Spre scrie. Adică... nici acum nu sunt convins 100% că s-au spus toate lucrurile. Mi-e teamă că în iulie ne trezim cu alte lucruri. Dar le-am spus mai înainte, dar notați-le, vă rog. Profesor, hai să-i răspund, domnul. Nu știu, mie mi-e și frică să votez, vă spun sincer. Haideți,
dumneavoastră vi-e frică să votați, eu trebuie să-și semnez plata. Vreau să zic în felul următor. Ce aveți la mapă dumneavoastră? Aveți motivele imputării, și-a spus domnul Onofrei destul de clar, imputării fiecărei sume în parte. Dacă le amestecăm așa una cu alta și ci și așa, nu face nimic. Putem punctual să vedem la fiecare ce s-a imputat și ridica problema. Nu s-au imputat salarii. Și vorbim de două proiecte diferite. Pe unii au fost o echipă de implementare, pe unii am avut firmă de consultanță plătită din banii proiectului, cu economist, cu auditor, cu tot ce vrei, care au implementat proiectul. De la noi am avut o singură persoană care monitoriza cel de la programe prognoze, iar pe celălalt, într-adevăr, sunt anumite semne de întrebare care le am și eu referitor la... erau anumite aspecte care au plecat și au verificat de la noi. După mine trebuia să meargă firma de audit. Au verificat aceste sesuri în luna februarie 2016, o echipă de la noi, și n-au constatat lucrurile alea, astea, care trebuia să le vadă de atunci că o să fie probleme. Și vedeți că toate procesele verbale sunt întocmite mai încoace. Unii dintre ele au fost depistate, n-au trimis actele. Sunt anumite semne de întrebare, dar sigur toate acele persoane vor răspunde conform legii. Cum a spus și domnul primar, noi nu facem decât, indiferent, unii considerăm noi că este vreo vină a echipei de implementare, a firmei de audit, a expertului contabil, toate aceste acte au fost inclusiv aprobate de OIR, de ofițerul de acolo, în primele faze, că s-au primit bani. Totuși a fost un lanț, banii ăștia au fost primiți pe un lanț. Eu m-am uitat pe hârtie, de asta spun. Și atunci eu, altă echipă au găsit neregulile după o anumită perioadă. Deci undeva e un lanț. O să încercăm să-i tragem la răspundere pe fiecare în măsura contribuției fiecare. Dar nu sunt sume din salarii, sunt alte sume imputate. Poate, într-adevăr, aceste proiecte au fost gândite prost de la început, nu și aveau rostul, partenerii noi am ales cum trebuie, dar citiți că și cei de la OIR s-au autosesizat cu plângere penală pentru cum au fost selectați partenerii. Deci deja este un dosar în lucru pe tema aceasta. Vor răspunde fiecare în măsura lor. Noi, când am semnat acest contract de finanțare, nu e semnat de mine. Nu am nicio problemă ca să vă zic sau să ascund pe cineva. Răspundem pentru toți. Puteam de atunci să spun, doamne, nu-i trebuie proiecte cu nou partener care eu știu cum o să fie. După 2000. Păi ei au aprobat niște plăți. Deci, ca să informăm corect, nu ascundem nimic. Și de asta i-am zis și domnul profesor că cauza fiecărei sume scrie în procesul verbal. Cine să-i cunoască? Cine o depășit, ce o plătit, cine o plătit, ăla de la București. Putem să avem o discuție tehnică, dar durează foarte mult. Într-adevăr, sunt multe lucruri pe proiectele astea care poate nu sunt așa cum ar fi trebuit. Poftim? Da, mulțumesc, domnul Grigoreanu. Doamna Tereza Rugeru. Văd aici că este menționat clar reprezentantul legal, fostul domnul primar Cernescu. Probabil că nu numai domnia sa trebuia să își asume această responsabilitate de a încheia parteneriatul în acest proiect, ci și aparatul de specialitate și anume eventual juristul și aparatele celelalte de specialitate din primărie, astfel încât după o anumită perioadă să verifice dacă toate documentele sunt bine întocmite, dacă cei care trebuiau să prezinte documente de cheltuieli sau, mă rog, cum se zice aici, ce achiziții au făcut pe proiectele respective, dacă corespunde cu documentul cu în fapt, cu ceea ce au cumpărat, cu ceea ce au achiziționat și urmărit la pași cumva mai apropiați. Așa, după 3 ani, deja vorbim despre nu știm cine, nu știm cum, noi suntem buni platnici, de fapt de drept noi nu avem implicații directe, decât
că trebuie să se scoată castanele cu mâinile noastre și să semnăm noi, ridicăm, ne asumăm noi o anumită, eu știu, un angajament față de populație, o anumită responsabilitate pentru o sumă foarte, foarte mare. Și vreau să întreb executivul dacă s-a gândit exact la ce proiecte nu vor fi putea sau nu mai pot fi finanțate dacă nu se recuperează aceste sume de 10 miliarde aproximativ. O să vă răspund care sunt proiectele care nu mai merg? La prima precizare care a spus-o dumneavoastră, deci conform legii, fondurile europene se derulează separat de aparatul propriu al Consiliului Local. Se poate numi o echipă de implementare din cadrul primăriei, dacă funcționarul public este de acord. Nu, dar știu că și juristul are vă rog frumos să mă ascultați un pic și vorbesc în legislație și vă puteți nota și dacă nu spun ceea ce trebuie, atunci îmi spuneți că spun altceva. Deci se numește o echipă de implementare. Dacă funcționarii publici din cadrul primăriei doresc acest lucru, dacă nu, legea permite că în afara organigramei să angajeze chiar persoane în perioada derulării proiectului pentru acest lucru. La două proiecte avem situații diferite. Pe un proiect am avut firmă de consultanță, unii și-a angajat firma inclusiv managementul proiectului, adică implementare cu tot ce ține de evidență contabilă, juridică și cum vreți dumneavoastră, pe toată linia. A fost o firmă care a fost plătită din proiect și trebuia să facă toate lucrurile astea. Cu toate astea tot au fost sume de imputat. În celălalt, a fost numită o echipă de implementare cu manager. Firma de consultanță și a încasat banii în timpul proiectului, banii din proiect. Bună sau mai puțin bună? La momentul de luna decembrie era bună pentru că cei de la OIR au dat banii. Pe parcurs ne-am trezit că nu a fost bună. Iar la celălalt proiect au fost funcționari publici. Dar dacă atunci v-ați trezit că n-a fost prea... OIR-ul s-a trezit. Și la celălalt proiect am avut o echipă de implementare cu manager cu cel de la proiecte europene. Unde am avut expert contabil plătit din banii proiectului, firmă de audit plătită din banii proiectului și cu toate acestea și aici sunt problemele care le vedem acum. Noi prin tot ce încercăm acum juridic să facem este să ne îndreptăm inclusiv împotriva acestor firme sau experți care au semnat, în măsura în care instanța o să admită în parte să fie și ei responsabili, aici depinde de soluția instanței și în rest, v-am zis, deci răspunderea nu este aparatului pe fonduri europene. Este legislație specială. Să încasăm niște sume. Da. Nu. Acum, după ce au venit problemele la noi, acum noi trebuie să găsim soluții să recuperăm aceste sume. Acum, tot aparatul de lucru a primarului trebuie să facem toate demersurile să recuperăm sumele. E alt subiect. Da. Deci, la ce proiecte sau ce proiecte nu mai pot fi finanțate? Deci, primul proiect este acesta de revitalizare urbană a orașului Hârlău. Vorbim despre cele două parcuri, parcul de la spital și parcul de la grădinița nouă. Iar al doilea, abia e naștere. Deci, nu am ajuns să ne ceară cineva certificatul. Cel care am vorbit de cel 5 milioane de euro, unii include toate obiectivele social-culturale din oraș care ne-am gândit noi în primul caz. Dar ne vom trezi și atunci dacă nu vom achita sumele, muncim la proiect, dar nu-l putem depune. Nu-i vorba, mă scuzați, dar nu-i vorba numai de proiecte, că ne blochează și conturile la un metru lună dacă nu plătim. Deci în luna martie ne va bloca conturile pentru primele somații. Somația din luna februarie va fi conturile blocate undeva prin luna octombrie. Acolo se blochează conturile, o legislație specială, ordonanța 22 cu titlul de executor la instituții publice. Deci nu murim, e mai greu, ne sufocăm din punct de vedere, dar e mai greu de executat o instituție publică. Am și o întrebare. Deci managerii SES-urilor, ăștia nu pot fi trași la răspundere pentru că au falimentat SES-urile astea? Noi putem trage la răspundere partenerii noștri în baza actelor juridice încheiate cu acele primării și acele ONG-uri, care la rândul lor îi trag pe ceilalți din subordine. Noi nu avem o relație contractuală sau directă cu SES-ul. Noi îi chemăm pe toți, dar răspunderea principală juridică pe care ne axăm noi este acel acord de parteneriat, contractul de finanțare, ghidul de finanțare și toate celelalte elemente. Mulțumesc, domnul primăreanu.
Domnul Hurduc, vreau frumos. Situația care o avem acum în față, o cunoaștem de mai mult timp. De ce n-am încercat să-i aducem pe primarii ăștia la o discuție cu ei, să vedem clar, domnule, dau bani sau nu, ca să-i putem acționa în judecată, domnul Contar. Dacă m-aș fi auzit pe mine de câte ori am spus asta, cred că până acum, și am discutat-o la întâlniri de lucru, aici și cu domnul primar și cu domnul vice. Trebuia să-i chemăm pe toți. Am avut discuții, domnul Brea, și telefonice, și cu tari și ăștia din județ ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit, am zis, domnul primar, ce face? Domnul are care vă dăm banii la anul. O parte se ține de cuvânt, o parte nu se ține de cuvânt. Dar n-ar trebui acționați unul, doi dintre ei în judecată, ca să dăm un exemplu. Toți, nu mai este niciunul care. Suntem într-o situație care acum noi trebuie să dăm banii ăștia, dar nu trebuie să suntem blocați și pe proiecte. Pentru că noi avem de ales, deci nu că vrem sau nu vrem, trebuie să o facem. O parte deja sunt dați în instanță, sunt o parte care nu-ți dați cei care au mai... Promis. Care au mai zis că da. Dacă cineva mai are ceva de completat în legătură cu proiectul de hotărâre, domnul Oprei? Domnilor colegi, eu aș fi vrut ca la această ședință în care ni se cere să aprobăm alocarea unor bani pentru plata unor nereguli, să ni se spună clar care primărie a plătit, care nu a plătit și ce anume de măsuri clare s-au făcut până în momentul de față. Pentru că în materialul care este venit de la OIE, se spune foarte clar la un moment dat cu ce instituții trebuie lucrat în continuare. Și în material se precizează că, inclusiv cu organele de urmărire penală. Păi, pentru ce am așteptat data de 19 martie și nu am făcut demersurile până acum ca acele primării care au niște datorii față de fondurile europene să fie acționate în judecat? Răspund tot eu, domnul consilier, aveți la mapă cu fiecare proiect în parte, cu ce sume s-au încasat, suma, sunt două situații centralizatoare, cred că le aveți dumneavoastră de la proiectul de hotărâre și acolo se vede exact cine a plătit și nu a plătit. În momentul de actual sunt deja acționați în instanță cel de la, cu sumele cel mai mare, partenerul numărul 8, Vovadesu, pe toate liniile, rămânând primăriile, că primăriile, prin promisiunile, pot să achite sumele, sunt notificate, sunt pregătite, deci după această ședință și primăriile vor fi date toate în instanță. Domnul contabil. Și lați cu suma cea mai mare. Vorbe, noi suntem obligați să scoatem banii din bugetul local. În instanță. Este corect ca noi să dăm banii bugetului orașului Hârlău pe asemenea greșeli? Dacă noi aprobăm în ședința de astăzi suma respectivă și se virează. Curtea de conturi, când o să vină și o să vadă că acei bani nu sunt recuperați, împotriva cui se îndreaptă? Împotriva dumneavoastră sau împotriva celor care au aprobat? Noi nu fugim de răspundere niciunii. Dar nu v-am cerut să fugiți de răspundere. Eu v-am întrebat clar, suntem și noi răspunzători în fața bugetului local? Suntem răspunzători cu toții în momentul în care hotărâm, semnăm, adică inclusiv... Eu cer să fie răspunzătoare persoanele care au lucrat în proiect. Da. Care știu exact ce s-a întâmplat și ele să plătească. Același lucru l-am făcut și eu. Sunt nu noi să plătim, făcute. Nu femeia sărmană din Purcovaci care dă 60 de lei la taxe și impozite. E corect ceea ce spuneți, sunt de acord cu dumneavoastră, aceleași referate le-am întocmit și eu, dar analizând situația de fapt în care noi la momentul actual, din punct de vedere juridic, suntem responsabili și ne-am angajat prin acel contract de finanțare, noi oricum răspundem. La rândul nostru vom recupera banii, suntem obligați prin lege să-i recuperăm. Nu știu ce putem face, și eu m-am gândit, în momentul în care, știți cum, rău, acum răul cel mai mic. Avem un proiect de 1 milion de euro. Acum, care e 90% șanse să semneze contract. Renunțăm la un proiect de 1 milion de euro, plătim 1.200.000. Pe urmă nu mai putem depune niciun proiect european. Banii oricum îi vom plăti mai devreme sau mai târziu. Ori până o să-i recuperăm de la persoane, nu știu, la un moment dat situația e destul deci, dificilă. Deci, de vedere, s-au făcut, poate nu s-au făcut toate demersurile, poate n-a fost, dar se face, lucrăm la documentație să dăm pe toate instituții, toate primăriile și inclusiv fundația respectivă. Și dar asta înseamnă tot 2 ani, un an. Da, și primăriile radii... vom recupera banii de la primării. Eu spun un procent poate din 90, mai mult din 90. Vom recupera pentru că e altceva, primăria înțelege, mergi, îi blochezi contul pe la urmă. Îi putem
Deci găsim înțelegeri la primărie. Poate o forțat, obligată, o să găsim. E problema partea cealaltă, la fundația respectivă. Acolo ești acționat în instanță, am luat primele măsuri. Da, acolo s-o luat în instanță. Sperăm să... Domn primar, dumneavoastră nu veți putea bloca conturile niciunei primării. E foarte greu. Noi, primăria orașului Hârlău, implicați în acest proiect, avându-i partener pe cele 10 comune, nu vom putea bloca conturile niciunei primării. Până obținem hotărâre de la instanță cu plata banilor respectiv, trec ani de zile. Ce facem în această perioadă? Vine Curtea de Conturi și îl întreabă pe domnul Grigoreanu, ce-i cu acei bani? De ce i-ați dat? Cine îi plătește? Vine și ne trezim acasă cu... Noi trebuie să ne asumăm răspunderea cu toții. Cei păi, care își asumă... Haideți să analizăm situația foarte realist și să vedem ce avem de făcut. Pentru că mergem cu lozinca unor proiecte care nici nu sunt întocmite și scoatem bani și îi dăm. Dar vă spun eu, până să facem proiectele respective, dând banii ăștia, s-ar putea nici proiectele respective să nu le prindem. Există și riscul acesta. Păi. Informăm corect, asta v-ați dorit. Avem proiectul cu terenuri degradate, da? În care mai avem termen să depunem. Până luna viitoare avem două termeni în care să depunem. Și aici e 90%, că e în funcție de punctaj, nu e 100%. Da, trebuie să informăm corect și aici. Proiectul nostru? Nu, e trecut de anumite faze, toate și de eligibilitate și tot. E faza de precontractare și de contestație publică, dar în momentul în care, uitați că și scrie, cu toate acestea, proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, își rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare. Adică să informăm corect. Și problema este, avem altă soluție acum, la momentul respectiv? Aici e problema. Altă soluție, mergem cu conturile blocate și mergem cu ele pe ordonanța. Soluția este să se facă toate demersurile împotriva celor care au de adus bani, de stabilit termene foarte precise față de ei și nu descăldat. Am scăldat-o din luna iulie anul trecut sau din luna februarie anul trecut, când se știa de această problemă. Avem un an de zile de când se cunoaște faptul că sunt sau vor fi imputați niște bani. De ce tot o dăm după colțul clădirii și venim cu alte proces verbal, ultimul este în luna noiembrie, da? Domn primar, este în luna noiembrie, sunt de acord că este trimis în luna noiembrie, dar inspectorii au fost cu alte luni înainte și au făcut constatarea. Dar nu ai un document final, ce să vă... Dar când au fost aici, dumneavoastră ați purtat o discuție cu ei și v-au spus că sunt problemele respective. Păi și atunci de ce ne ascundem după deget până a venit procesul verbal acesta? Trebuiau purtate discuții cu... Trebuia căutat individul ăla de la acea fundație care ne datorează 500 de milioane. Nu de dumneavoastră să vă duceți la București să-l căutați la apartament. Am căutat? Nu! Trebuia dat la poliție, trebuia făcut sesizare penală, pentru că este înșelăciune. Uitați-vă și dumneavoastră în material. Sunt scrise acolo lipse de facturi pentru cazări, pentru masă, pentru transport. De unde vor fi scoase aceste documente și spuse și puse în spatele proiectului? Fraudarea fondurilor europene. Păi și dacă este fraudare, domnul contabil, este infracțiune, domnule. Știm. Păi și dacă este infracțiune, atunci cum să dăm noi bani pentru comiterea unor infracțiuni? De către alții. Dar în momentul... Deci noi răspundem, urmând să recuperăm de la persoanele respective. Domnule, dumneavoastră, dacă știm că este o fundație care nu are decât 3 birouri, da, de unde o să-i recuperăm? Am verificat și asta, există riscul. Păi și de unde să-i recuperăm atunci? Da, de exemplu, eu mă uitam. E corect ce spune. La formă mi-a dat pentru turnat cărămiz. Îi valoare pe lăsă în buget de 18.000 și el o procură cu 28. Cine trebuia să verifici treaba asta? Nu avea acolo la... Ba da, avea, inclusiv primăria de acolo, inclusiv primăria de acolo a avut un responsabil cu implementarea proiectului, SES-ul, inclusiv auditul de pe proiect, inclusiv... Îi dă drumul la plată cu 28.000, e cu 100 milioane mai mult. Și asta... La bine, asta e coordonatorul. Ba da, ba da, au fost semnate. Nu e corect ce spuneți dumneavoastră, nu ascundem nimic și nu apărăm pe nimeni. Se răspunde fiecare în situația și ce au semnat, se răspunde. Opozitoare de 10.000 și... Singurul lucru care acum este că orașul Hârlău, prin semnarea contractului de finanțare, și mai contează cine l-a semnat, reprezentantul legal,
și-au asumat niște responsabilități. Adică, când ne alegem partenerii cei mai buni, care să nu ne creeze probleme, ceea ce nu s-a întâmplat, și noi răspundem pentru toți. Dar măcar îi cunoaștem partenerii. De asta este și titlul executoriu. Pe legislația fondurilor europene, noi suntem responsabili, urmând ca noi să facem celelalte demersuri. Dar pe lege, pe contractul de finanțare, pe ordonanța fondurilor europene, spune. Și de asta ne-au și blocat conturile, pentru că noi suntem responsabili. Nu s-au blocat pe nici. Urmează. Vă rog frumos să faceți subiectul. Oare pentru și alții au intervenit a doua oară. Mie mi se pare că exact acest, această speță s-a tergiversat tocmai pentru a putea face o rectificare, tocmai pentru a anticipa aceste mutări. De ce? Pentru că are dreptate și domnul Onofrei. Zice, acest proces verbal a ajuns la noi, de constatarea neregulilor în iulie, au trecut 30 de zile, da. 60, 90. Frate, au trecut jumătate de an, acum se face an. Vă spun eu deci, ce s-a întâmplat. Am sperat că primăriile vor plăti. Dar să nu mai lucrăm pe speranțe și pe așa. Chemați juristul, căutați pârghii ilegale, nu mai sperăm și nu ne mai rugăm la Doamne, Doamne. Nu adică ne rugăm la nimeni. Să fim foarte aveți conducerea primăriei aici, știți foarte bine de câte ori s-au discutat problemele acestea, s-au făcut notificări, s-au făcut somații. Dosarul este complet din toate punctele de vedere. Sunt cei de la Covovadi, sunt dați în instanță, deja au rămas primăriile în speranța că la nivel de prefectură, de politic, să se de la primar la primar, eu am înțeles, se putea rezolva și chestia asta. Dom'le, mi-ai creat niște probleme pe un proiect? Ești primărie, sunt primării, să înțeleg, pentru că ședarea în instanță înseamnă 2 ani, cel puțin. Iar dacă ei de bună voie se conformau, de bună voie, cum au plătit alții 124.000, nu mai eram în situația aceasta. Dar acum suntem în situația aceasta și nu ascundem și nu apărăm pe nimeni. Și eu am semnele mele de întrebare, pentru că în momentul în care faci o plângere penală și chiar juristul îți cere niște elemente, că trebuie să faci tot lanțul, fii pus la cap, cum ce infracțiuni s-au făcut pe acest proiect și te uiți pe toată documentația și te iei de la cap la ghidul de finanțare, de la instrucțiuni, de completare, de la semnări și SES-urile alea s-au înființat foarte târziu, că legislația nu prevedea la un moment dat. Adică eu, e bine să spunem și în favoarea și în defavoarea celor care au implementat proiectele. Au fost și un vid legislativ o anumită perioadă. Cel de la fundație a spus, doamne, pentru că a pierdut 3-4 luni de zile. Când au răspuns la un moment dat, el încearcă să se recupereze pe anul viitor, pentru că a gândit proiectul pe 9 luni de zile și a fost finanțat numai 5, fiecare cu motivele lui. Din lipsa instrucțiilor, SES-urile s-au înființat undeva pe la jumătatea proiectului, Paris. Dar e subiect complicat și pentru mine. Dar înțeleg că dacă plătim, acum votăm și plătim, suntem direct responsabili și putem să încurcăm treburile. Nu. Dacă nu plătim, s-a făcut. Dacă nu plătim. Oricum ne iau bani. Nu. E o procedură de blocare a conturilor unii trezoreria în termen de 24 de ore ne înștiințează pe noi dacă avem sume disponibile respectând ordonanța 22 pentru punerea în aplicare a titlului executor. Dacă noi nu-i dăm suma disponibilă, prin ordinul finanțelor așa, nu există o procedură când ia forțat. Dar ne cresc dobânzi. Cresc dobânzi. Nu-ți face probleme. Nu, că sunt niște excepții pe ordonanța 22 și eu vă pot pune la dispoziție. Sunt niște excepții pentru funcționarea primăriei, pentru cheltuieli de funcționare, cheltuieli salarii. Nu au mai fost niște primării și nu au avut voie decât să plătească salariile. Până la urmă, oricum îi dăm bani. Până la urmă, noi răspundem în fața OIE, pe baza contractului de finanțare. Deci tot dăm bani, pierdem ceva și pierdem și niște proiecte, nu? Da. Adică, păi de asta am și găsit o soluție. Cu control n-am putut regărăm, dar cu datul banilor. Nu, dacă ești motivul asigură că îi dăm pe toți în instanță, măcar nu, asta nu se pune problema. Asta e singura garanție. Îi dăm în instanță și... Iar din instanță, nu la toată lumea se pot recupera banii. În momentul în care o să ne judecăm pe civil și pe penal durează, ai o hotărâre la o fundație. Nu are bunuri pe fundație. Pe urmă,
dai la executor. Executorul spune că nu are bunuri. Iar mai trece un an sau jumătate de an. Vorbim ca specialiști aici, că noi le-am pus cap la cap. Și le-ai început până la urmă. Dar asta durează 3-4 ani. Eu vreau să fiu scurt și aș vrea, eu știu, o propunere. Proiectul ăsta, într-adevăr, s-a întocmit în parteneriat cu mai multe primării. Și o fundație. Și o fundație. Care și-au băgat cu nasul peste tot. Văd că nouă care au datorii. Noi ăștia nouă, în afară de demersurile care sunt legale, care probabil că o parte din ele sunt făcute, eu aș face o propunere să invităm, dacă la început, începutul... Sunt mâini invitații. Sunt mâini invitații. Ce asta spuneam? Nu i-am cunoscut, măcar să vină, dar era bine totuși să fim și noi prezenți, să vei, sunteți oameni neserioși. Mâine la ora 12 sunt invitați la noi la primărie. Verbalii doar la noastră, domnule. Da, dar atunci acum am făcut parteneriat cu niște oameni care... Dar cu toate astea, suma cea mai mare este la fundația cu Vovadis, 900.000 de lei, 900 și... Unde acolo e marea problemă. Toți primarii, toți din sensor care au restanță. Mâine la 12 sunt invitați la primărie la Hârlău. Dar rămâne fundația cu probleme. La primărie eu nu mi-ar fi frică așa tare, că acolo sunt bunuri, indiferent cu hotărâri de instanță, ai cum să te îndestulezi. În primărie, toți cei care sunt implicați, adică noi vă înțelegem că s-a semnat acest proiect, s-a derulat, unii au profitat și s-au folosit de bani, dar noi trebuie să rezolvăm problema. Adică noi suntem cei mai responsabili cu ei, care în momentul încheierii acelui protocol, acelui proiect, aveau aceleași responsabilități ca și noi. Da, dar în fața OIR răspundem noi întâi și ei în fața noastră. De acord, noi ne facem demersuri legale. Sigur, dar e bine să scurtăm o discuție. Eu cred că cu primăriile nu o să fie mari probleme. Da, dar totuși, domnul... Nu, dar am început așa, domnul. Din luna a șaptea și până acum, trebuia totuși... Majoritatea acțională. Domnul consilier, speranța și discuția care a fost foarte sinceră cu ei. Domnul primar. Aprobarea bugetului. La buget, discutăm video. Știți, bă, care o parte dintre ei probabil au avut și ei probleme cu Consiliul Local sau deci eu știu, nu au trecut la toți. Dar marea majoritate mi-au promis că ne dau bani. Eu mai ales ăștia cu sume mici, aș spune zic contabilul șef alături să fac ordine de plată să nu mai apară neserioși. Da, da, n-are timpul acum. Bugetul. Ei trebuie să aprobe cum a fost în funcție. Contabilul nu semnează el fără hotărârea Consiliului Local, nicăieri, nicăieri. Cineva mai are ceva de completat? Domnul Bobărcă. Cu Vadisul ăsta, Fundația Culturală. Da. Nu are și el o altă primărie sau e subordinea lui Hârlău? Nu, domnule, fundație. Fundație și nu are nicio primărie. El e partenerul nostru. O fundație cum să aibă primărie? Care cred că beneficia cel mai mult din urma... Da, e la Cusetă într-o garsonieră. Dar ăsta e la punctul nou de urmă. Păi ăsta e din iar, București. Proiectul ăsta nu putea derula fără... O fundați. O fundați. Fără fundați. El a avut cel mai mult de câștigat, pentru că noi am derulat, mai derulat în două proiecte și în toate au fost băgat. În toate... Acum nu mai are ceva de completat, o supun la vot amendamentul domnului Onofre. Cine este pentru? Dacă o rugăminte, ce a spus domnul Onofre este corect, dar să se mențină termenul de utilizare, cum am scris, repartizarea asumei de din excedent, utilizarea din... O secundă, deci amendamentul domnului Onofre este exact, sau are legătură cu articolul 1, cu rectificarea bugetului, dar pentru rectificare nu e suma întreagă, deci nu îndestulată. Și atunci ar fi trebuit aprobare și pentru excedentul de la articolul 3. Eliminat total articolul 3. Și scris în lasă... conformitate, cum au spus însuși. Nu, dar nu e eliminat deloc, nu. Completat, că de fapt... Nu, eu am zis să se elimine formularea care este și să se facă formularea. Și rămâne valabil tot. Dar cine este pentru formularea domnului Onofre? Dar cum sunt utilizate? Se apropă repartizarea în anul 2018, deci asumei de... 572.000 să fie. Din bugetul local, zice. Deci nu, din excedent. Din excedent trebuie.
Da, dar diferența de unde o luați, domnul? Diferența o iau. Deci, punct, trebuie din, din altă parte, dar banii aceștia, prin bugetul care l-am făcut, tot, n-am stabilit bani pentru așa ceva. Deci dacă nu avem reparare acestui precedent, lăsați un pic să spun eu încă o dată. În excedentul bugetului local, am folosit din el la începutul anului suma de 3.069.800 când am aprobat bugetul. Ne-au rămas în excedent suma de 572.359. Din acest excedent, trebuie să avem aprobare distinctă în care să folosim suma din excedent care o duc în rectificare. Deci suma de 572.000 din excedent. La rectificare se găsește suma totală de 1.220.000 pentru plata titlurilor executorii. Atunci, în amendamentul domnului Onofrei, un articol distinct? Amendamentul domnului Onofrei este corect, dar să rămână repartizarea în anul 2018 asume de 572.000 lei din excedentul bugetului local, cu mențiunile care le-a spus dumnealui, să fie clare, proces verbal, fără corect, cheltuieli neeligibile și proces verbal, numărul care le-a spus că sunt obiecte să anexe la proiectul de hotărâre. Sunteți de acord, domnul Onofrei? Da, nu m-am formulat așa de. Da. Supun la vot amendamentul domnului Fred modificat de care. Țineți pentru? Împotriva, abțineți? Vă mulțumesc, Manita. Acum proiectul de hotărâre. Acum o să supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul domnului Onofrei. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Împotriva, domnul Onofrei și abțineri? Riscul Bobârnă și doamna Terezară. Deci nu a trecut, nu? Nu. Deci nu să mai facem proiectul. Într-adevăr, sunt și colegi care au lipsit, dar probabil...